să pot cânta din nou. Iisus, Tu m-ai răscumpărat, Duhul Tău Sfânt m-ai eliberat, dragostea Ta îmi dă curaj să aleg către țintă necetat. Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta. Iisus, ești fericirea mea, eu cânt de bucurie în fața Ta. Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta. Un cântec de laudă Ta. Acum eu sunt liber ca să pot cânta din nou. Iisus, Tu m-ai răscumpărat, Duhul Tău Sfânt m-a eliberat, dragostea Ta îmi dă curaj să aleg către țintă neîncetat. Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta. Iisus, ești fericirea mea, eu cânt de bucurie în fața Ta. Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta. Iisus, ești fericirea mea, eu cânt de bucurie în fața Ta. Doar Tu ești Domnul meu, Te voi binecuvânta. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Și în numele Tău voi ridica.
să fie Domnul. Vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturii din seara aceasta și din al Domnului Cuvânt, să dau citire la primul mesaj din 2 Samuel, capitolul 23. 2 Samuel, capitolul 23, începând cu versetul 9, câteva versete. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, era unul din cei trei războinici care a ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. După el, Shama, fiul lui Aghe, din Harar, filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ sămânată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filistei și Domnul a dat o mare izbăvire. Al doilea text din Matei, capitolul 12, începând cu versetul 35. Matei 12, începând cu versetul 35. Omul bun scoate lucruri bune din vestiria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vestiria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nevolositor pe care vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Vă invit așa cum stăm într-o rugăciune comună, să te rugăm ca Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta, ne rugăm prima parte ca Domnul să binecuvinteze cântăreții care vor cânta în seara aceasta și să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze cei doi mesageri care vor aduce mesajul Evangheliei pe fratele Levi și pe fratele George și Domnul să-i binecuvinteze ca mesajul să fie inspirat de Duhul Dumnezeu, cântările să fie inspirate de Duhul Dumnezeu, iar noi toți să fim inspirați și noi de Duhul Domnului și Duhul Domnului să fie peste noi, să ne cerceteze inima, Duhul, sufletul, mintea, să putem primi cuvântul Domnului, să ne putem pocăi, să ne întoarcem la Domnul, să avem parte de viața veșnică, amin. Ne rugăm cu toți împreună Domnului.
Reocupați locurile. Pentru început, lăudăm cu toții pe Domnul cu o cântare, facem colecta în timpul acestei cântări, apoi corul laudă pe Domnul cu prima cântare, apoi fratele Andrei cu un grup laudă pe Domnul cu prima cântare și fratele, frățiorii Iacob, cei mici, laudă și ei pe Domnul cu o cântare. Dacă mai sunt cauze, dacă mai pleacă cineva, trimiteți un bilețel, dacă trebuie să ne mai rugăm pentru cineva, și eu am o cauză pentru cine să ne rugăm, care sunt bolnavi, trimiteți un bilețel și la mijlocul programului ne vom ruga pentru cauzele adunării, a fraților și a celorlalți pe care noi îi știm și Dumnezeu să ne binecuvineze. Amin. Lăudăm pe Domnul și facem colecta. Sufletul, tu cunoști inima mea, Doamne, ție.
understand why we pull away from each other so easily, even though we're all walking the very same road, yet we build dividing walls between our brothers and ourselves. But I don't care what label you choose to wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I care to see. And we can change this world forever if you'll join with me. Join and sing. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. The day will come when we all will be as one. And with a mighty voice together, we will all proclaim that Jesus Christ is King. And it will echo through this hall, and it will shake the nation, and the world will see. The world will see that you're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work until he comes. Side by side, as long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until we come. There's no foe that side by side, as long as there is love, we will stand. As long as there is love, we will Psalmul 91. Cel ce stă sub ocotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea,
Dumnezeul meu în care mă încred. Doamne, te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te ascunde sub aripele lui, căci cu cipauză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răspătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cer prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor aduce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când el mă va chema, îl voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îl voi arăta mântuirea mea. Amen. Rebecca Madosha has some friends here. Teng, a new family with the 4 children. Be welcome tonight here. God bless you. You can come anytime. We have somebody translated. You're welcome all the time. God bless you. Dacă mai este cineva, puteți să îmi spuneți. Tinerii laudă pe Domnul cu o cântare, apoi Domnul să binecuvânteze fratele Liviu, care va vesti cuvântul Domnului.
să-ți